Ребят, идите нахрен отсюда. Че вам надо? Ты чего рубить, Саша, урод? Че вы снимаете? Разрешение есть? Да, дичи требуни... Разрешение покажи. Дичи требуни пермита чинева. Покажи разрешение, частная собственность. Покажи разрешение. Поэротация никелок приват, домнули. Покажи разрешение. Домнули. Давай, развернитесь и нахрен отсюда. Бегом. Та уни, аратаци не он документ. Сейчас будет, я полицию вызываю. Тямац полиция. Давай, разворачивайся. Та есть лук. Убери камеру нахрен. Есть лук. Убери нахрен камеру отсюда, блядь. Уроды, блядь. Ёбаный. Причину не пермитить с фильмом. Есть лок публик, домнули. Ты не понимаешь, блядь, ты что, тупой, блядь, а? Блядь. Идите нахуй отсюда, ты. Нахуй отсюда, блядь. Нахуй, блядь, бегом, блядь. Думали, ну ты подрестик, ты нахуй отсюда. Чего кумбурдак? Есть и лок публик. Вот та за машиной на публик, блядь. Есть и лок публик. Причину не пермитить суперман. Есть и лок публик. Ну а весь нечем дрец не интердичить в Ты меня ж тебе уебу сейчас по голове. Ты потом хочешь болеть, болеть потом или что? Дебил, блядь. Покажу хуй, понимаешь? Ну че хуй, Парьерас и свады к ему посвящен был. Где там с костыми полностью? Среди квартиры вот он туда вышел. A mine sfinuam niște case, că ți-am spus de bariera respectivă, așa-i? Pop.
Stai, lea, că vine în cebac. Dă-i pași. Și am fost agresați. Pe operatorul a ieșit paznicul, personajul ăsta, și a sărit la noi la bătaie, l-a lovit la picior și la mână pe operator. Și... de asta e acuș, acuș, chem poliție. Bun. Ok, hai, stai, 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 că vine cineva, stai. Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Să nu te și ieși caută, este ce vrei să... Dar treaba nu e și... Ia urc sun. Hai să chemăm poliția, vrei? Stai să-l filmezi pisul, am zis ce faci. Bă, nici internet nu ieșe. Tot stupiși. Bună ziua, doamnă. Da, poliția, vă ascultă. Îmi spune Adrian, sunt de la Jurnal TV. Am făcut o filmare pe strada Eugenia Grușevean și am fost agresați de paza unei persoane și vrem să solicităm un echipaj al poliției. Încă o dată vă rog adresa. Adresa exactă, ca să vină echipa, vă rog, pe Vasile Cheltuială. Noi o să fim aici, pe loc. Da, unde ați fost agresat? Am fost agresat pe strada Eugenia Grușevean... Vasile Cheltuială, ce număr ați spus? Ca să fie un punct de... Păi ele se alătre una de alta în străzi de cerce. Să vină echipa atunci pe strada Avocat Eugenia Grușevean... La barieră, este o barieră aici. Avocat Eugenia Grușevean, doamnă. La barieră, este o barieră aici. Dumneavoastră o să fiți acolo? Sigur, doamnă, că o să fiu. Nu degeaba am chemat poliție. Păi da, dar dumneavoastră îmi dați doar adresă. Ba să vin aici, ba nu știu. Doamnă, v-am spus, Eugenia Grușevean. Doamnă, nu vă enervați, vă rugăm frumos. Dar vorbiți noastră, vorbiți liniștit, nu eu. Eu sunt foarte liniștit cu dumneavoastră. Haideți atunci să... Eu v-am sunat ca să solicităm un echipaj, nu să ne certăm la telefon. O clipă, vă rugăm să concretizați Casă la Sol, doamnă. Sectorul centru sunteți, da? Cartierul Telecentru. Sunteți în stradă? Da. Nu închideți să facem legătură cu inspectoratul de poliție, să apropie în scurt timp poliție. Așteptați să fie, vă rog.
Bună ziua! Îmi spune Adrian, sunt de la Jurnal TV. Vrem să solicităm un echipaj al poliției pe strada Avocat Eugenia Grușeveanu. Avocat Eugenia Grușeveanu. Dar prin ce regiune? Cartierul Telecentru. Și vă rog... Da, 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 și vă rog cât de posibil, cât mai repede, că am fost agresați de paza unei persoane aici. Noi suntem la filmări și am fost agresați. Cum vă numiți? Adrian îmi spune. Reporter Jurnal TV. Adrian și mai cum? Prodan. Domnule Adrian, un număr de telefon de înalt. Bine, domnule Adrian, să prăb poliție de la Adrian. Da, vă mulțumesc. Bă, le aruncui mașina. Domnule, râdeți mai în vale ca spate în trei șuri, poate. Poate tu. Nu? Eu am fost înconjurat. Dă-ți somnul Petru să ne trimit un operator. Eu cred că spate. Am zis ca să ai rușine vreo? Da, să-l sun, mă, uite. Sun. Petru, ești de la Sângroașov, nici nu-i înconjurat cu mașina. Așteptam în... De la Sângroașov, nici nu-i prins aici cu mașina. Blocată. Eugenia Grușeveanu. Da, așteptăm. Leță mult. Spitalul Leță mult. Spitalul Leță nu, e lângă. Da, 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 da. Ok, hai. 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 Alo, Dumitru, aici situația Sângroașul, a venit și ne-a prins cu mașina aici în... Noi suntem pe o stradă aici. Da, unii s-a întâmplat tot incidentul, așteptăm poliția și din spatele mașinii a venit o altă mașină bengoasă și ne-a prins aici ca să nu putem ieși. Ok, hai. Ok, hai. Nu mai trebuie las, până vine poliția. Nu, tu vezi de acolo dacă vine poliția? Nu mai văd nimic. Dar dumneavoastră, domnul Valeriu? Se vede în tronca. Nu vede, da.
ceva. Vom fi eroi. Voi poliția? Da. Сюда Валерий, который без... Никакие приключения не дал. Вова номер ли свадьба машину? Или стернешку и бушору? Мерев, ну, чтобы ты не смотрел, без асфальта, ну, точнее, не имею. Вам верешь. Со света машины. Да, полиция. Да, Сеша. Стой, 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 нутики, нутики. Бună ziua! Bună ziua! La 14 și-a schimbat, da? Da, da, da. La jurnal. Problema care? Noi din listă ce ne-am lucrat, ne un om. Și cu asta ieșit și era lista asta. Vedeți ce mai de video, da, da, da. Mulțumim, da, da, da. Ați privat? Da. A fost mai întâlnit de noi. Foarte plăcut. Dumneavoastră? Florentin mă cheamă. Noi am vorbit pe telefon. Da, 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 da. Și nu-ți putea deodată așa de cât românești. Păi, dar noi am venit aici. De ce? Dar ce să veniți voi dacă aici e proprietate privată? Îmi plați ca niște șoareci ascunși pe mașină. Ieșiți din mașină, prezentați-o, băi, vrem să filmăm. Păi noi am vrut cu domnul să vorbim. De ce domnul a fost foarte bine agresiv? Făcut. Pentru că eu așa l-am învățat. Dumneavoastră l-ați învățat, da, să fie agresiv, da, cu echipa Jurnal TV? Nu. În general, hoțomani, deci care vin ascunși pe mașini ca șobolani. Domnule, ca niște șobolani, domnule Florentin, vă ascult. Nu suntem șobolani, noi am încercat păi, să dacă discutăm... Dacă voi nu sunteți șobolani, voi deja două săptămâni ați stat aici ascunși. Care-i problema? Nu-i nicio problemă. Voi dacă aveți 7 ani de acasă, vă ieșiți, vă cereți permitere, nu? E normal așa să fie, omenești. Voi îmi plac păi, ca șobolani. De ce? O săptămână înainte voi ați stat ascunși aici. Păi care? Este... Domnul... Se poate depus o întrebare, Andreea? Spuneți. Se poate depus o întrebare la oamenii ăștia care stau ascunși în mașină, cu mașină care e neidentificată, cu întuneric și cineva stă... Sunt niște dubii, nu? Normal? Păi, dar nu niciun sunt dubii sau nu? Nu, niciun cum să nu fii dacă voi ieșiți și deți ca șobolani o săptămână? Noi am venit să filmăm casele domnului Luncașu. Dar pentru ce să filmați casele domnului Luncașu? Eu nu știți, aici nu Luncașu stă. Asta e casa, vila de reședință a lui domnul Țopa. Păi da. Este părerea dumneavoastră. Păi eu vă spun care și este. Și domnul respectiv, dacă da, a avut ceva împotrivă, putea să vă cheme pe dumneavoastră, da, calm, să discutăm, dar să nu sară la bătaie la noi, să ne lovească. El nu a sărit la bătaie. Dar cum, dacă sigur că a sărit. Păi, înseamnă că el o să răspundă că a sărit la bătaie. Bine, atunci mergem la domnul polițist. Apropo, cu domnul Luncașu, puteți să stabiliți? Nu pot să vă stabilesc, pentru că voi sunteți foarte, cum spun, nu sunteți echidistanți politici, sunteți dragi politici. Bună ziua încă o dată. Privet, privet. Închid de astăzi, domnul Luncașu. Spuneți-mi, rog, proprietate privată aici? Da. Vă sunteți unii din locatari, dacă nu-i secret? Nu, nu, nu-i secret. Sunteți. Nu sunt locatari, eu sunt securitate. Sunteți șeful de? Securitate. A, de securitate. Mă interesează, persoanele spun că au fost agresate fizic. Eu nu am fost martor și nici nu cred că așa ceva a fost. Da, vreau... Noi avem filmat, domn polițist, pe telefon. Așa, pe cameră. Să arătați, dar atunci dacă e filmat. Mi-a să trebuiască familie la pas. Da, nicio problemă. Maleric. Maleric, pagă. Atena 5 la 16.
Павел Потапов. Кстати, Пилов, Берстат, да, Потап. Вот, Евгеньевич. Сдать квартиру персонал группу мы снули. Ну, 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 а ну, ну, и нос лидом публикации. Один шанс и Павел, какого? На время, кажется, президент Шидону. Шанс, 16 ФП, пик уже ван, маленько, а 6 дать машин. Еще мы едем спать. Еще что стоит? Спать или там дома? Спать или? Что? Ворма. Скажи, чтобы домичить. Шатус? Да. Шесть, пришел вам, вино мое хочет. Порнеште по Грушевану спри партия аста ры... Партия Крискинда, вина хочу. Йосай, Йосай. Написал телефон. Все? Да. У вас интерес по Грушеву телефон, да? Да. Просто у нас отворок, что я фамилия одна аж телефон. Да, я здесь его. Спринят отворок. Валентин. Да, скажи. Скажи, не можешь, что я не чилю, что телефон не контакт брекинь. Тенкер на полиция, вы трансмиссион? Да, но сидел курент. Сентем какие? Мы говорим, тот с президентом, думаем, что еще не сентем. Пинт, ковен дуби. Бокс прозащищает, там же он нас. А вен дуби и фасы в него. Я вам анцелес. Факт конфликту удал. Агрессии и шаста. Я сентем сентем, смежу с кумой по насекомым. Sunteți disponibil? Da, 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 da. M-aș vă rog să prezentați la dumneavoastră, dacă solicită, sunteți predispuși să vă legitimați? Suntem disponibili poliției să ne legitimăm. Păi da, poliția a întrebat de noi, noi spunem familia. Dumneavoastră, le spuneți dacă vreți numai. Dacă nu vreți, dacă nu vreți, nu, nu vă impune nimic. Suntem legitimați, așa cum prevede legea. Domnul, în loc să se prezinte, el ne-a agresat. Pentru că, Adrian, uite-te, stai. Domnul Florentin. Este o etică și deontologie la jurnaliști și la orice și la oameni, în primul rând. Voi ați stat o săptămână aici, eu nu am fost pe loc. Dacă vinem pe loc, de mult era rezolvată problema. Când ți-am dat și singur un telefon. Mașina e închisă, e întunecată, băieții v-au alungat odată, deci două ore. Ați venit pe urmă la birou. Eu am vrut ca să fie tot oamenii ăștia asta, într-un cadru legal, cât de cât legal, și un cadru intelectual. Domnul Luncaș a vrut să vă puteți să vă dă și un interviu, dar după murdăria și a ieșit în program și a adăuzat după ce v-am sunat eu, nu mai vrem să discut în general cu tema asta și nu mai vrem să discutăm. De-aia voi, că ați venit și ați stat aici, câte zile ați stat, voi puteți să ieșiți cineva din voi, voi nu puteți să o faceți pe lucrători operativi, pentru că nu aveți cunoștință pentru asta. Așa ați făcut urât, puteți puneți mașina acolo și mai mult aveți să aveți informații și filmări. Eu vă sugerez ca să știți data viitoare cum să faceți. Am înțeles, mulțumim pentru sfat. Da. Și spuneți... Da. Domnule Florentin, nu am făcut nimic ce contravine legii, dacă am stat aici cu mașina. Normal că nu contravine, pentru că dacă contravine legii... Și în cazul respectiv, domnul de ce a fost agresat și nu ni s-a permis să mergem după barieră? Dar pentru ce să mergeți? Că acolo e o curte a omului. Pentru ce curtea să mergi? Dacă vine după poartă, curtea e după poartă. Ea că aici deja e pământul, e proprietatea privată. Aveți vreun act ce dovedește că este proprietate este, privată? La bătăie vă duci și aflați, la bit. Și aflați toate cele și proprietate privată numai aici dumneavoastră. Numai decât. Deci nu ați instalat un gard dacă este proprietate privată? Dar nu vrem mușchiul nostru, pentru că dacă mergi în Europa, ai fost în Europa? Sigur acolo nu sunt în general garduri. Omul tot a vrut așa să nu știe gardă. Deci nu s-a... putut să vorbească frumos cu noi, adică adecvat, să nu ia lupata sară. Adrian, fratele meu, tu vei și îmi spui, băi, eu vreau să te filmez, sunt niște lucruri care sunt legate cu intimitatea personală. Poate îmi dați voie, poate nu îmi dați voie, că nu știi de unde sar iepurile și filmez frumos și ieși un interviu. Dar voi ați făcut ca niște șobolănași, așa? Noi am venit aici? Acum, am încercat... Să filmăm, da. Domnul ne-a înjurat, adică a vorbit urât. Eu nu știu ce a făcut, el pentru asta el a să răspund, este cadrul legal, iată, stau domnii sectorii și el să dragul la răspundere la chestia. Ne-a alungat. Puteți să spună, ascultați, nu filmați deocamdată că chem
proprietarul casei. Da. Și o să avea să discute cu noi, dar proprietarul nu nici nu este ca să vină să discute. Păi cine are un reprezentant pentru reprezentant, dumneavoastră, da. Și putea să facă lucrul ăsta, dar să nu sară ca... Pentru asta este cadrul legal și voi vă sunteți în drept. Acum îmi permiteți să facem niște imagini? Nu mă permit, pentru că nu puteți filma de aici dacă doriți. După dar barieră nu permiteți. Nu vreau să vă dau voie. Cu domnul Luncaș nu... Nu este filmul dumneavoastră. Dar când am putea să discutăm? Niciodată în viață. Bine, mulțumim. Da, păi noi suntem disponibili să mergem. Ascultați-mi rog mine. Da. Sunteți disponibil la un telefon, la un apel telefonic să prezinte ori dumnealui mâine, după, din, nu din cadrul, nu din serviciu, să vii din timpul liber. Dacă nu poate. Decât, nu e nicio problemă. Dacă nu o să-l, cineva să-l înlocuiască. O să-l conduc eu personal. Nu e problemă. Nu e problemă. Sectorul de poliție știți unde, eu vă spun. Tare bine, eu am lucrat 6 ani în poliție. Eu înțeles, știți, eu încerc 62 ani. Dacă să fiți disponibil. La sectorul de poliție, ne ducem nu la Bulgaria, 40. Am înțeles. O să mergem dator cu un inspector de acolo și o să vedem. Dar la ce inspector mergem? Cine de serviciu? La sectorul de poliție. De pe sectorul ăsta. Am înțeles. La același pot. O minută, mă, și fac legătură cu dumneavoastră și să spun dacă... Da, mâine, dacă se poate, pentru el la care am înțeles. Părădor și poate, că din serviciu n-a să-l lăsăm pe mine. Părădor și poate, mă, zic. Nu e disponibil numai, ia ca să și vrem. Ați de explicația acolo, Ricardo? Da, nu e nicio problemă. Și domnul Florentin, vreau să vă întreb, de ce s-a pus, ați parcat mașina ca să ne putem ieși? Eu n-a ascultat pe mine, că nu vă cunoșteam cine suntem. Păi, dumneavoastră, spuneți că de două săptămâni cunoaștem cine suntem. Cum dacă cunoșteam de mult, ieșeam și-l sunam pe șeful vostru de securitate și ne spuneam, băi, nu umblați ca șobolane, băi, veniți, băi, oameni buni și spuneți că vă filmează. Uite, eu stau cu voi normal. Spus, când... Ce am spus? A stat aici sub ferestrele întunecate la mașină. Păi și știați cine suntem. Ori tu faci prost cu mine, vezi că nu se poate. Nu, nu, nu am nicio intenție. Hai să vorbim inteligent. Dacă spun că nu cunoaște mașina, am blocat mașina, să vină poliția. La poliția am sunat să vadă. Păi noi am ieșit și am filmat. Se vedea că e de la Jurnal TV. De ce? Da, nu ați văzut camerele video că suntem la Jurnal TV? Ce să mă uit eu? Voi puteți să aveți camere scrise și Publica TV. Și TVR 1 și Moldova. Și... Nu? E normal asta? Da, da, da. E normal, pentru că fiecare om își apere dreptul lui, nu? Dar acolo tot e proprietatea dumneavoastră de a-ți pus unde? Mașina. Nu, nu, tu nu înțelegi, eu încă o dată strămuresc. Văd că eu, tu ești așa, arăți inteligent, băiat, dar nu înțelegi sau te faci, nu înțelegi. Toți suntem inteligenți. Păi nu toți, că este mai prost și mama proștilor tot timpul îmi gravidă, știi? Da. Eu fac o poză. Veniți, vă luăm la bătaie, să ne luăm la harță. Am chemat poliția, organele abilitate ca să vadă care-i situația. O poză să fac la mașina ta când avem chemat. Sigur, sigur. Plecăm acolo la... Bine.